Palatul Bruckenthal din Sibiu se pregătește de Paște și are deja mai multe surprize pentru vizitatori. Copiii se pot bucura de vânătoarea de ouă, iar adulții sunt invitați la petreceri tematice. În plus, meniul va cuprinde mâncarea tradițională de Paște. Palatul Bruckenthal la Vrig din Sibiu își deschide porțile pentru turiști. Aceștia sunt așteptați într-o atmosferă caldă de primăvară cu iz istoric. Cei mici, dar și cei mari, vor avea parte de mai multe surprize. Plimbările în aer liber, în grădină, sunt o relaxare specială, mai ales după iarnă, când am stat mult în casă, căutăm locații unde putem să fim în aer liber. Paștele Catolic ne aduce temperaturi plăcute pentru a sta la terasă, pentru a te bucura de grădinile tematice care le oferă Palatul Bruckenthal. Pe lângă aceste, pe lângă oferta culinară, care bineînțeles este compusă de miel, de drob, de ouă, de toate specialitățile tradiționale de Paște, turiștii pot să viziteze expoziția de bunuri săsești, pot să viziteze expoziția de sticlă. Aici, în Avrig, a fost o mare fabrică de sticlă și toată colecția de produse care au fost realizate în 200 de ani de către această fabrică de sticlă sunt acum expuse aici la Palatul Bruckenthal. Copiii pot admira și corabia piraților și pot afla istoria prin care a fost descoperită lumea și se pot caza chiar în cabina capitanului. Anul acesta oferim pachete pentru 2 nopți sau 3 nopți, oferte cu demipensiune. Asta însemnând că oaspeții au inclus micul dejun, cina, cât și cina festivă. Am pregătit pentru copilaș vânătoarea de ouă. Vom ascunde sute de ouă în grădină pentru găsirea lor, iar pentru cei adulți vom organiza party-uri, petreceri tematice și câteva momente relaxante. Un astfel de pachet pornește de la 3 până la 5.000 de lei și străinii au venit să profite de mini-vacanță în locul plin de flori și liniște. It's wonderful. It's wonderful. It's nice. It's historical and very good.